că nu am pe nimeni. Dar o femeie așa frumoasă ca tine să nu-și găsească pe nimeni. Măi, Andy, nu ai și tu un prieten ceva cu, nu știu, tot așa ca tine, muncitor, Iris, frumos? Te-ai întâlnit cu el? Ce-ai făcut? Nu? Încă nu? Bă, nu. Nici asta. Nu. Bun. 1-2. Mai e și altul? Băi, nu mai vine ăsta cu șampania odată că vreau să ciocnim. Vreau ca relația asta să dureze 1000 de ani. 1000 de ani să dureze. Ceva, zi-mi și mie cum a fost la întâlnire. Aoleu, nu mă întreba, nu-mi pune întrebarea asta. Ah, nu vrei să știi. Te rog frumos, cu asta mergi. Mă, deja 20 de ani n-am purtat așa la discotecă. Dar uite cum arăți, frate, mă lași cu alea de 20. Vino încoace, trebuie să-ți mai cumpăr un sutien. Bă, dar dacă în viața asta mi-aș încerca nevasta, așa, cu Gina aș face. Wow, Ginuța. Ia mai dă tu o reconfigurare la traseul ăla, că eu nu mă încurc cu bărbații însurați, auzi? Da, că era... Ce faci aici așa? Ce faci aici așa? Ați plănuit asta? Voi doi ați plănuit-o, nu? Internetul îți oferă o multitudine de variante de a lega prietenii, de a cunoaște oameni noi, inclusiv varianta de a-ți căuta un iubit. Pentru unii, această variantă este mai comodă și chiar firească. Pentru alții însă, întâlnirile clasice cu persoane cunoscute în viața socială, în anturajul colegilor și prietenilor, sunt cele veritabile. Pentru că arzi toate etapele apropierii de o persoană pe care ajungi să o cunoști și apoi să o placi. De acord cu ambele variante. Dar nu putem exclude și riscurile acestor site-uri de întâlniri. Riscuri care, în cazul nostru, se aplică unei doamne distinse. Gina Inache are 46 de ani și este divorțată de 10 ani. Are o fiică, Iris, plecată în străinătate la studii. În afară de servici și lipsită de responsabilitatea unei căsnicii, Gina dispune de timpul necesar să se întâlnească cu prietenele ei, printre care și Adriana, pe care urmează să o cunoaștem în momentele următoare. Păi cum să nu, că la tine aici în casă? Hai. Zici că e farmacie, hai, ia uite de câte ori vin. Frate, nici măcar o scamă, mă, fată, mă, zici, bă, tu cum zici, hai, că ai 5 menajere în casă? Mă, Adriana, că exagerezi, ia un loc. Te zici că ai 5 menajere? Cum poți să faci să fii așa? Dar la tine nu e la fel, păi, dar de când a plecat Iris? Parcă nu e chiar ca la mine, mă. De când a plecat Iris? La tine e mai, mai... Păi cine să facă mie dezordine și mizerie și scame și de-asta? Că dacă fac de 2 ori pe săptămână curățenie... Da, ai și tu dreptate, dar e o plăcere păstrează. Să stau la tine, deci chiar e o plăcere, crede-mă. Hai, vino mai des atunci. Dar bineînțeles, spune-mi ce faci. Uite ce să fac, am luat... la modul general ce da, fac? General, ce mai faci, ce mi-ai făcut, ce mai bine. Care e viața ta? Bine fac, ce să fac, nu știi? Mă numesc Gina Ienache, am 46 de ani și sunt divorțată de 10 ani. Ți-ai găsit și tu pe cineva? Ei, am găsit. Pe cine să găsesc, fata? Da, ce, eu am timp să umblu pe străzi, să mă întâlnesc cu oameni? Doamne ferește, păi, dar cine te pune să umbli pe străzi, mă, fată? Dar oamenii îi întâlnești peste tot, uite, pe dating-ul ăla de intrat. Păi da, mă, acolo, da, acolo am... Ce, pe cine ai găsit? E, vorbe și eu cu vreo 2-3. 3? 2-3? Mamă, uimește-mă, chiar îmi place, 2-3 deja. Adică, ia. Păi mă, nu știu, unul tot am stat noi de vorbă, știi, dar... Așa. Nu știu, dă, vorbim, odată dispare și nu înțeleg care e ideea. Îmi dă senzația că ori e însurat, ori... Ba că-i plecat, ba că, știi, când a mai fost... vorba să ne vedem, să ne întâlnim. O fi virgin, mai știi? Ce e rușine? Oane, deci nu atât puteai să scoți una de asta, dar să știi că normal. La asta nu m-am gândit. Păi vezi? Deci la asta nu m-am gândit. Și? Să fie sănătos. Păi și? Da. Prietenele îmi spun tot timpul că trebuie să găsesc și eu pe cineva. Asta încerc să fac, dar de când tot caut, nu se leagă nimic. Ginuța mea este o partidă foarte bună. Cum rar întâlnești în viață. Păi și, n-auzi că de câte ori a fost o discuție din asta cu apropo ori de întâlniri sau de ceva, a zis că stai că e plecat, că săptămâna viitoare, că o fi compărții, în fine. Deci nu... Mă rog, neinteresant. Da, altul. Drăguțelele așa. Da? Da, mai este unul mai, mai boem așa ăsta, cred că este artist ceva, actor, nu știu ce, că... Da, e numai cu poezii, numai cu... Din astea siropoase, foarte inteligent așa. Ia
auzi? Da. Asta nu sună rău. E drăguț și... Te-ai întâlnit cu el? Ce-ai făcut? Nu? Încă nu? Bă... Nu. Nici asta. Nu. Bun. 1-2. Mai e și altul? Mai e unul cu care vorbesc acum. 3. Bine, vorbesc acum. Vorbesc de vreo 3 luni de zile. De 3 luni de zile? Da, e mai insistent așa. Dar n-am avut eu mereu timp să... Nu. Cum? În 3 luni nu te-ai văzut cu el? Dar ce faci, mă? Ce faceți, mă? Atâta, mă, băi, treci... I-am zis de vreo 2-3 ori, dar n-am putut eu să mă duc. Nu, nici n-am avut încredere în el. Că, da, uite, să știi că arată foarte mișto, dacă vrei. Individul? Mă, vreo 48. Dar să știi că arată mult mai bine. Ia. Și care 40. Stai că nu mai găsesc. 40, 48, bravo, bună, ăsta avocat, cum să nu și? Dar fi să găsească și ea pe unul care să o facă să se simtă cu adevărat femeie, tare fericit aș fi pentru ea. Pentru că merită. Mi se pare destul de complicat să mă cuplez la 46 de ani. Din toți cei pe care i-am cunoscut, unul ba stă cu maică-sa, ba că e prea timid, ba că e prea complicat, ba că e prea repede, ba că să o luăm mai ușor, ba că are copii. Vorbești cu el orice. Politică, despre sport, despre artă, despre... drept, despre... Bine, la unele dintre discuții n-am putut eu să fac față, dar asta este. Ideea e că e foarte deștept, frate. Bravo, foarte bine. Adică dacă asta chiar arată, arată după cum are speech. Da, 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 da. Bravo. Ar fi super. Păi și? Păi și bine, toate bune și frumoase până a început să spună că el a avut mai multe decepții în dragoste, că a fost căsătorit, că acum este foarte concentrat pe business. Pentru că adică are vreo 7 sau nu știu câte proprietăți, case din astea, vile. Unde, dragă? Închiriate sau de închiriat pe la munte. Mă lași. La munte. E prea frumos să fie adevărat, stai cu minte. Așa hai, hai, și eu. Hai. Adică și avocat și business-uri și arată și bine și de vreme acasă și cu flori. Pe bune? Pe bune? Hai. Da, mă gândesc. Bine, dar Doamne ajută așa să fie. Păi și atunci gata, ce mai aștepți? Pune mâna, scrie. Hai că trebuie să scriu cu el. Eu? Nu scriu asta eu, cum să-i scriu eu? Cum să-i scriu, mă? Lasă data următoare când mă caută el. Băi, trebuie să-i cu el, n-auzi, te întâlnești cu el, dragă, cât mai repede, dacă e așa șmecher, chiar nu trebuie să-l pierzi, că... Ce-ai? Adevărul e că eu pe Gina o văd cu un străin, cu un italian, cu un englez, mai stilat așa, știi? Dar adevărul e că, până la urmă, merge și un român, măcar să facă treabă bună. Stai. Și apropo, ce cu sutienul ăla acolo? Ce sutien e ăla? Ia, dă-mi și mie sutienul. Dar ce are sutien? Să văd și eu sutienul. Dă-mi și mie sutien. Sutien. Pe bune. Bă, ăsta e sutien, mă. Da, ăsta e genul de sutien cu care mă simt eu cel mai bine. Așa ceva, vrei să te duci tu să te întâlnești cu un bărbat? Păi de aia n-ai fetiță, bărbați. Ce ai? Ce fată i-a arăs sutienul din prima? Păi nu din prima, dar trebuie un sutien frumos, dragă, un sutien sexy cu danteluță, cu să-ți arate și ție că ai ce să arăți. Ce naiba e ăla? Doamne, să nu cumva să te prezinți la vreunul cu sutienul ăla. Hai, bine, mergi bine, cu mine la cumpărături, da, și te duc eu și îți cumpăr. Hai. Eu nu sunt. Hai, descrie mesajul ăla pe asta cu secția asta, de-abia mi l-a notat acum. Bine, mi-l arăți după aia tu. Negru cu negru și cu negru, cum îmi place mie. Da, haide. Negru. Scrie-l ăla acum de față cu mine. Hai. Hai că gata, vreau să te întâlnești cu el. Fără să mai piardă timpul, Adriana o scoate pe Gina la cumpărături în vederea întâlnirii cu bărbatul perfect. Uite și tu cât de frumoase sunt. Ce zici? Colorate. Cum să fie colorate, măi, păi dar nu vrei să te duci. Da, sunt frumoase, dar... Păi tu vrei să te duci precum călugărița. Îți pun și văl în cap dacă vrei. Ce ai? Nu, dar eu vreau să mai port... Băi, te rog eu frumos, nu te uita la astea. Ne uităm la rochii colorate, frumoase, la chestii. Ce? Da, la asta aia. Ce mi-au? Vreau să mai port și cu alte. Uite ce frumos. Ce să fac? Wow, ce frumoasă, da, e asta. Da, e superbă asta. Asta e de direct de te duci la biserică cu ea și spun și broboada în cap. Haide, mă, termină. Uite ce veselă e, ce frumoasă e. Și că mie îmi place negru. Ia poți să ieși din tiparul ăsta. Alo! Bezbetico, ca să te duci, să agăți un tip, mergi cu o rochie așa. Unde te duci tu așa, măi? Du-te, mă, de aici, mă. Păi să mă încață el pe mine, trebuie să ne uităm. Stai, ia stai, stai așa, stai un pic, stai un pic, stai un pic, stai un pic. Stai un pic, stai un pic. E, la vârsta noastră nu mai avem timp de palavre. Acum e așa, punct ochit, punct lovit și bărbatul e fericit. Am ieșit destul de puține ori în ultimii ani și m-am sălbăticit un pic.
Parcă e prea stridentă și prea sexy pentru vârsta mea. Măi, Ginuța, când l-am cunoscut eu pe Vlad, tu știi cum am dus? Deci ziceai că ești turist, așa m-am dus, exact așa. Ia uite ce frumos m-am dus, mi se vedea un decolte cu sânt. Păi da, mă, dar l-ai cunoscut cu Vlad. Cu bulanele pe afară. Bine, că în cazul tău nicio problemă. Imediat, și acum de, tot la fel. Era în stare să mă ceară de nevastă în seara aia. Deci ce vorbim aici? Dar eu nu vreau... tu vrei să mă măriți. Dar eu vreau nu să te măriți neapărat, dar vreau să-l dai pe spate să se îndrăgostească de tine. Asta vreau eu, da? Să-l faci cu capul. Un bărbat, dacă vede un decolteu sau așa un crac mai dezgolit, păi e deja aproape cucerit, ascultați-mă pe mine! N-aș vrea să-mi fac iluzii de acum. Nu că nu mi-ar plăcea bărbatul cu care mă întâlnesc, dar mi-e teamă că nu o să mă placă el pe mine. Mai ales că ești frumoasă și ai ce să spui în valoare, mă, fata, bine, mă, bine, ce uite, facem aici? Bine, uite, dă-mi eu pasta, o probez de gura ta, să știi. Vai, da, e frumoasă, asta. Nu știu, pe mine mă prinde culoarea asta. Asta e superbă. Nu prea am avut eu curaj să port ba, da, trebuie, așa ceva. Trebuie să o porți, pentru că în da, ziua... Da, mi-e plăcerea, uite, o luăm și în ziua, vai de capul meu, în ziua de astăzi, nu mai merge doar cu, îl fac cu capul, cu capul, cu nini. În ziua de astăzi trebuie să-ți arăți cât mai multe, ca să-l faci, să-l înnebunezi, să-i pui imaginația la muncă, să-i circule, așa să-i facă. Găsesc eu momentul când să-i pun imaginația la muncă, ies pe stradă așa despuiată. Din prima, cum te vede, să-i cadă plombele, hai. Hai să nu mai fim noi așa de pudice, așa de finuțe și, vezi, doamne, măicuțe. Pentru că nu mai merge în ziua de azi, nu mai merge așa. Bărbatul vrea și el și tu vrei la fel ca și el, dragă. Până la urmă ce vrei? Să fie macho, să fie bun în pat. Ia să vedem. Ia, poftim. Uai. Exact, ăsta este rezultatul pe care îl vroiam. Ăsta e rezultatul pe care îl vroiam. Uite-te și cât de... Vai, cât de superb arăți. E superb. Cine? Ia. E fimea. E Iris. Ia. Ia stai un pic. Dai, mă, ce are? Iris, ce faci, mami? Iris! Bună! Ce faci? Nu, uite, avem treabă un pic, că e mami tău, am ieșit un pic la cumpărături. Să o fac frumoasă. Wow, cât de tare! Hai, poate că sunt frumoasă, cum adică... Uite, așa nu sunt frumoasă, uite, arată-i. Dacă vezi ce bombă sexy, am venit să iau haine. Știi cum ți-o fac? Belea, fii atent, ești pregătită, da? Ia să vezi tu ce frumusețe e. Stai așa. Ia, uite-te. Poftim. Ia uite-te aici. Ia uite-te aici. Uite-te și tu ce superbitate. Deci cum arată doamna maică ta. A? E super. Iris n-a fost niciodată împotrivă să ies, să mă distrez. Ba chiar m-a încurajat că trebuie să-mi refac viața. Asta cam eu tu ce faci, iubita mea? Ce faci? Hai, las-o pe Adriana, că Adriana vrea să mă pețească, da, cred că ea zice că mama... Păi dacă ai pus tu repede mâna pe telefon, normal că trebuia să spun aici noutățile. Ce faci? Cum ești? Eu mă gândeam la tine și am zis să te sun, dar sunt foarte bine. E pe mâini bune! Și eu mă gândesc, mami, la tine mereu. Hai că n-avem timp de pierdut, trebuie să mergem la shopping, fetele! Pupici! Și vorbim, da? Pupii! Da, păi ea se distrează cel mai mult, pe seama mea. Of course! Prietenul pupici. La nevoie se cunoaște. Pa, 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 pa. Pa, 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 pupiris! Ok, vă pup, pa. Să vii repede acasă! Să mergem în club! Ia, închidă-l tu acum, că... Pa! Deci o probezi și pe cealaltă. Adriana are altă viziune despre felul în care se îmbracă. Eu vreau niște ținute ceva mai decente, nu mă caracterizează. Tu te mă, nu mai probezi nimic, băi, ai nebunit. Ce să mai probezi? Gata, cu asta incomodă, mergi. Pe te rog frumos, cu asta mergi. Mă, deja 20 de ani n-am purtat așa, dar la uite discotecă. Cum arăți, frate, mă lași cu alea de 20. Vino deci, încoace, trebuie să-ți mai cumpăr un sutien. Ai înțeles? Dar de fapt, dacă mă uit la tine, ia stai un pic, nu. Dacă mă uit la tine la rochia asta, nici nu merge sutien. Păi asta e și ideea, tu vezi că nu merge. Deci, păi nu merge, mai iubita un pic mea sutien. Dau și, oricum îți cumpăr unul ca să ai. Să fiu eu sigură că ai, îți cumpăr două. Păi, hai. E frumoasă, dar e pentru nu mai e nimic cu ăsta. Gata. O, mai zăpăcită. Mergem. Deși distractivă și relaxantă ieșirea la cumpărături cu Adriana, Gina decide ca în ziua următoare să-și aleagă singură o rochie pe gustul ei. Nu vrea ca imaginea de femeie distinsă și serioasă să fie pusă la îndoială de bărbatul pe care abia așteaptă să-l cunoască. Bună! Gina! Uite, Gina, ți-am comandat și o cafea până vine chelnerul să-i facem comanda. Stai jos. Da, mulțumesc. Da.
Nu prea arăți de 47, ca să nu mai zic de 40. Păi nu, că eu am 58. 58? Da. Păi noi când am vorbit... cine știe, era întuneric, cred că am tastat greșit. Știi tu că vârsta este o cifră. Asta e valabilă doar la femei, din câte știu. Hai mă, că merge și la bărbați. Cred că am o șansă bună cu fata asta, că uite, n-a plecat în prima când m-a văzut. N-a fost surprinsă că nu sunt cel care m-am prezentat cu 47 de ani. Nimic din ce mă așteptam nu s-a adeverit. M-a mințit, inclusiv cu vârsta. Dar ești mult mai mare decât mine. Din ce mi-ai povestit... Da, dar mă, te-am plăcut așa de mult. Servește, servește. Da, eu înțeleg că m-ai plăcut așa de mult, dar par și mult mai scund. Ai zis că ai... Păi cu tocurile tale de 14... Nu sunt chiar de 14, sunt de 10, dar chiar și așa... Servește cafeaua, că e foarte oricum bună. Nu ai 1,89. Nu, 1,80. Așa am scris acolo? Bă, era întuneric. N-am văzut. Era întuneric. Da, da. Și? Bună cu cafea. Business-ul? Cum stai? Bă. Merge bine? Cu pensiunile de la munte. Deci cu avocatura e o pauză acum. Aveam niște procese, dar s-au amânat, au renunțat clienții. Mă ocup de business-ul de la munte. Ăla e, căsuțele de acolo. A, pensiunile, vilele. Nu mă, căsuțe mă, căsuțe. Ce spuneți, dragilor, v-ați hotărât? Da, deci 4.000 pitei cu cartofi prăjiți, așa, și neapărat și o cea. Dar cu os, te rog frumos, cu os, așa. Doamna? Doamna, la fel. Da, eu aș fi vrut. Ok. Ce ai fi vrut? Să știți că o să dureze puțin, da? Că doar am dat drumul la bucătărie. Da, foarte bine, mersi frumos. Aoleu, șampanie! Să nu uiți o sticlă de șampanie! Da, mă, sărbătorim! Pasta, n-o las până n-o fac nevasta mea. Mi-a zis pe conversație că are case la munte. Dar de ce naiba nu mi-a zis că are căsuțe din lemn? Eu mă gândeam la case, neică. Hai că merge, merge și cu mititei șampanie. Merge. Nu prea merge cu mititei. Merge, mă, merge. Șampania merge cu orice, reflectă bucurie. Dar îmi place că te-ai asortat. Băi, nu știu, nu-ți place cum... Da, te-ai asortat. Ai și dungi, ai și floricele, ai și... Nu știu. Așa, unde rămăsesem? Băi, de ce am căsuți? Cu pensiunile de la munte. Deci nu-s pensiuni, mă, sunt niște căsuți, 6 căsuțe am acolo. Dar uite, stai să ți le arăt. Asta zici că sunt căsuțele piticilor din Alba ca Zăpadă. Sunt căsuțe de lemn, dar prostia știi care a fost că sunt prea băgate în pădure și nu prea am clientel așa cum aș fi crezut eu că o să am. Și... Adică nu merge nici asta. Merge, dar nu prea merge. Plus că 3 din ele sunt de reparat, acoperișul cam curge, trebuie să le repar, să vedem când mă duce acolo să le repar. Mă descurc. Da. Păi dacă nu merge, cum te descurci? Mă descurc. Nu merge așa cum aș vrea eu să meargă. Cred că o să le dau și o să iau o pensiune. Tot ai pronunțat tu pensiune. Cred că asta e ideea cea mai bună. Păi nu eu am pronunțat, tu ai pronunțat. Da, așa ai zis că ai nu, niște... eu am zis eu că... Eu imaginam că sunt niște vile cu... dining, cu baie modernă, cu jacuzzi. Da. Na. Și tu ai căsuțe... Jacuzzi e comun acolo, este un... Căsuțe de camping. Da, da, e și un punct sanitar acolo, cu dușuri, cu... Afară. Da, 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 da. Da, știi ce? Este așa ceva rustic. Dacă le repar pe alea 3, o să merg. Acum că vine timpul mai bun, o să vină lume. Da, să sperăm. Că o să înceapă să se meargă mai bine. Bă, dar eu tot am vorbit de mine. Zici și tu de tine.
Mi-ai plăcut tare de tot când te-am văzut acolo în pozele alea frumoase. Păi normal că ți-am plăcut, că eu am fost sinceră, eu am spus exact cu ce mă ocup, ce vârstă am. Băi, eu să știi că a fost pur și simplu din greșeală, n-am nicio intenție. Pozele, în schimb, sunt reale. Unele sunt acum 2 ani, adevărat. Iar de când n-aveam barbă. Da, da, deci... da, da. Dar cum ți-a ieșit 40 în loc de... Nu știu, că sunt, sunt apropiate, deci era întuneric și n-am, cred că am tasta greșit, dar nicio intenție să spun, cum să spun, că am 47 când eu am 58. No. Orice marfă trebuie împachetată frumos. Păi dacă eu ziceam că am 58 de ani, mai ieșea ea cu mine? E vai de steaua lui. Putea foarte bine să-mi fie bunic. Și așa nu... Păi nu mai vine ăsta cu șampania odată, că vreau să ciocnim, vreau ca relația asta să dureze 1000 de ani. 1000 de ani să dureze. De ce? Uite, am un număr aici în care nu, tu nu știu dacă avem spui... timp 1000 de ani. 1000 de ani, că... Aoleu, mi-am adus aminte că am o programare la un medic. Ia, uite cum am uitat. Mă, stai un pic să mai vorbim, să stabilim următoarea întâlnire, să vină mititei, să vin... plec. Trebuie să plec pentru că... Ia uite, domnule, cum de-am uitat asta. Ce rău îmi pare. E un medic care vine doar așa ocazional în București, la cabinetul ăsta unde mi-am făcut eu programarea. Uite, mai beau o gură de cafea și să știi că plecă. Nu, n-am cum să mai stau. Măi, ce rău îmi pare, mă. Îmi plăcea așa de mult. Stai liniște și mănâncă. Oricum, mie nu mi-ar fi... intrat bine nu micii puteai la, să mănânci cu 4 mititei? Nu ți era cu... Și o ceafă. Nu, mulțumesc. O ceafă cu... Nu mai vorbim. Te las acum, deci, scuză-mă. Florile. Bine. Ia-le, că sunt frumoase din toată inima. La revedere. Mi-a făcut plăcere. A fost prima și ultima întâlnire cu Sergiu. Mi-a venit să plec de când l-am văzut, dar am zis să nu fac vreo scenă. Întâlnirea cu bărbatul perfect se dovedește a fi o glumă proastă pentru Gina. Contrastul dintre dezamăgirea ei și entuziasmul fără temei al lui Sergiu conturează o situație penibilă, dar cu accente de umor. Bună, mami! Ce faci? Bine! Tu ce faci? Cum ești cu școala? Foarte bine, am note foarte bune, profesorii sunt foarte inteligenți și ne predau foarte bine, adică înțeleg totul aici, mai ales că știu și engleză foarte bine, am învățat mai mult, din ce în ce sunt mai bine cu engleza, duc spre... Bravo, mami, bravo! Da, eram convinsă! Ceva, zi-mi și mie cum a fost la întâlnire! Aoleu, nu mă întreba, nu-mi pune întrebarea asta! Nu vrei să știi! Foarte nasol. Adică nimic din ce mă așteptam să fie nu a fost. Și Adriana cum a fost? Păi Adriana mi-a făcut un interogatoriu că a ținut mai mult decât a ținut întâlnirea cu nenea ăla. Nu știu cât noroc mai are mama în dragoste, dar sper să-și găsească și ea pe cineva. După experiența pe care am avut-o cu Sergiu, o să iau o mare pauză. Nu vreau să mai am de-a face cu nimeni. Hai de capul meu. Da, foarte nasol. Foarte nasol. Nu vrei să știi. Adică, exact ce spuneam, nimic din ce mă așteptam să fie, nu a fost. Pentru că, deci el arăta foarte bine în poze. Și realitate... Păi mi-a zis că are 47, care atât de 40, așa. Vedeam eu în poze și ce crezi, că are aproape 60 de ani, 58, 59 de ani. 59 de ani, da. Adică... Chiar așa de dezamăgită? Dar păi ce da, ce Dumnezeu să-mi placă la el? Îți dai seama că cum mă să mă mintă în halul ăsta? Ce așteptări am avut eu și cu cine m-am întâlnit? Deci nu venea să cred, îmi venea să fac stânga împrejur și să ies din restaurant așa, mâncând pământul. Cred că dacă ți este scris să fii singur, asta este, rămâi singur. Nu mă mai agit deloc. Și mă las în voia sorții. Eu cred că mama este prea pretențioasă. Ar trebui să închidă ochii dacă vrea să mai aibă vreo relație. Și să ieși din restaurant așa, mâncând pământul. Cred că dacă ți este scris să fii singur, asta este, rămâi singur. Nu mă mai agit deloc și mă las în voia sorții. Eu cred că mama este prea pretențioasă. Ar trebui să închidă ochii dacă vrea să mai aibă vreo relație. Dar trebuie să ieși de acolo, să fii... Hai, liniștește-te, lasă, nu-ți face griji pentru mine, că tu concentrează-te la
facultate. Ai grijă, ai grijă de tine. Pupici. Și pa, pa, pa. Pupici, pa. Pa. Pa, și eu. Și eu, iubita, pa. Mergi eu cu tine, nu, unde? Nu cred că avem. Nu, și oricum mă grăbesc. Nu stau, cum să avem? Am, vine cineva să mă ia, să mă ducă. Mamă, ce... Ce frumos miroși. Uite-te la aia. Păi da, mă uit. Mă uit. Sunt perfectă. Perfecțiunea întruchipată. Sunt de acord. Dumnezeu până înapoi. Sunt de acord. Sunt de acord. Băi, frumoasă gospodină. Lasă-mă măcar o îmbrățișare. Măi, Sergiu, mă sperii pe cuvântul meu. Măcar o îmbrățișare. Pe cuvântul meu ești foarte insistent. Nu știu ce se întâmplă cu tine. Dacă îmi place așa de mult. Nu, dar mă sperii pe cuvânt acum. Lasă-mă că mă grăbesc. Serios, lasă-mă. Doar o îmbrățișare. Păi, dacă vrei să scapi de el, nu știu, dai bloc. Nu poți să omori acum. Păi am dat. Asta e ideea, că i-am dat bloc și și-a schimbat numărul de telefon și uite, iar a început. Băi, e prietena mea și e prietena ta, mă? Bă, tu te dai pe femeia mea? Zii, mă! Nu mă dau, mă, la nimeni, mă! Cum, mă, nu te dai? Nu mă dau, mă, la nimeni, cum nu te dai, mă? Nu mă dau, mă, la nimeni! Nu mă dau, mă, la nimeni! Iris află de noul eșec în dragostea al mamei ei, care renunță momentan la ideea de a-și reface viața. Dar, dragă Gina, nu poți ști ce ți rezervă viitorul, nu-i așa? Bună, bună! Sergio. Nu m-ai văzut, ți-am făcut cu mâna. Nu, nu te-am văzut. Mă grăbesc. Ce faci? N-ai mai dat niciun semn. Păi, un semn? Da, un semn, când zi, eu tot îți... Hai, mă, Sergiu, pe cuvânt, am o grămadă de treabă. Eu tot îți scriu, ți-am dat și păi, mesaj. Păi, tu, poate n-ai ce face, nu știu, nu ești ocupat. Chiar n-ai treabă și tu de făcut nimic? Hai, mă, ba, da, am, da. Eu nu tu mi-ocupi mintea, mă gândesc mereu la tine. Vreau să ne mai vedem. El tot caută să se bage în seamă cu mine. Dar văd că nu înțelege mesajul meu. Nu știu ce are femeia asta, dar e irezistibilă. Mă atrage mai mult în realitate decât în poze. E splendidă. Eu am alte treburi de făcut, Sergiu, sunt contratimp. Uite, am terminat, alerg în partea cealaltă acum, să mă duc la birou. Mamă, ce frumos miroase. Să nu schimb parfum. Ba da, o să-mi schimb. Nu știam că îți place asta, chiar o să-mi schimb. Chiar ce parfum. Sergiu, dar poți să fii și tu serios, că am treabă, sunt serios, ți-am zis. Mă grăbesc. Îmi face o mare plăcere că te văd așa, uite ce bine arăți. Dar ce-i cu tine pe aici? Mă urmărești? Întâmplător! Eu treceam pe aici. Aici lucrezi? Păi, ea n-ai bine întâmplare. Nu știu cum se face, că mereu e întâmplător. Aici lucrezi? Poate să-mi spună el ce vrea, dar asta nu este o întâmplare. Să fie așa din senin, exact unde lucrez eu. Mă cam respinge Gina. Nu sunt prost. Dar nici eu nu mă las. Și aici. Acum mă duc în altă parte, că am de alergat. Trebuie să ajung în partea cealaltă a orașului. Unde? Că poate avem drum comun. Merg și eu cu tine, nu, unde? Nu cred că avem. Nu, și oricum mă grăbesc. Nu stau, cum să avem? Am, vine cineva să mă ia, să mă ducă. Mamă, ce frumos miroși. Cred că trebuie să iau măsuri de precauție cu omul ăsta. A început să mă sperie. Gina are un chip angelic. O pictez în visele mele. Promite-mi. Deci îți dai seama că n-am timp să stau nici pe internet, nici pe telefoane, nici pe SMS-uri. Nu, mă, măcar un semn așa și poate într-o seară ieșim la o masă, mai... Nu. Fără nicio obligație, doar... Tocmai tu ți-am spus că vine fiică mea. Da, da. O să petrec și eu puțin timp cu ea. Da, ea are și ea prieten, probabil, că se vede cu... Când se vede tu, poate într-o seară... Sau la prânz. Hai, lasă că dacă... Uite, te aștept dacă... toată când ai pauză de masă și mergem amândoi și mâncăm. Da. Dacă o să am timp, promit că scriu un mesaj. Da, unde mergi? Că merg cu tine. Păi, merg în partea cealaltă a orașului. Păi, merg cu tine. Nu trebuie să mergi cu mine, pentru că oricum am o întâlnire cu cineva și n-ai cum să mergi cu mine. Nu, te conduc. Lasă că ne mai auzim, vorbim. Da, da, promiți? Femeia asta e universul meu. Eu de acum încolo numai pentru ea trăiesc. Ți-am promis că o să scriu un SMS, bine, dar nu fi insistent, așa, bine. Că deja mă bagi la bănuieli. Bine, nu n-ai de ce. Hai, am plecat. Pa, pa. Bine spus în visele dumitale. Acolo poți face tot ce vrei, Sergiu, dragă. Chiar și în activitățile casnice ale Ginei, Sergiu își face simțită prezența prin telefoane și SMS-uri, fapt care începe să o agaseze. Felul diplomatic și civilizat al Ginei de a-l îndepărta pe bătrânul îndrăgostit se pare că nu a dat roade, de unde și îndrăzneala de a o căuta în zilele următoare. Surpriză!
Sergiu. Eu. Ce-i cu tine aici? Sunt. Poftim? Livrez pizza. Tu ce faci aici? Cum adică livrez pizza? Așa bine. Ce fac aici? Am venit cu mașina la spălătorie. Nu tu ce faci aici? Dar nu știam că ai mașină. A venit după mine la job. Mesaje, într-una, telefoane. Vine și când îmi spăl mașina? Ce naiba să fac? Și om bătrân așa cum sunt eu? M-am îndrăgostit. Să mă îndrăgostesc și bătrânii de astea mai tinere. Mi-e drag tare de ea. Uite, am mașină. Că nu te-am văzut niciodată cu mașină. Ei, am scos-o și eu după o perioadă. Dar vreau una mai puternică, așa. Dar de ce trebuie mai puternică? Așa, ca să nu mă mai prindă nimeni în urmă. Să iau avans. Nu înțeleg ce-i cu tine aici. Uite, uite o pizza. Ce-i cu nu pizza? O pizza? Hai, domnule, lasă-mă prost. Eu am crezut că o să mă apuc să duc și pizza. Uite că duc și pizza. Chiar și la 58 de ani pot să duc pizza. Deci mai fac și eu un ban în plus. 58 de ani. Păi cam târziu te-ai gândit. La câte afaceri zici tu că ai? Acum câteva zile am făcut de fapt 59, să știi. Mă, mai dă o naibii de întâmplare și de bărbat. Ăsta mă urmărește. Nu urmăresc. Dar nu pot să stau departe de ea. Ce să fac? Asta e. Da, adică, nu știu, când plași, mă, încep să mă sperii, jur. Dar de ce să te sperii, mă, că eu mi-e așa drag de tine? Deci, păi eu văd că ți-e drag de mine, dar nu știu, mi se pare absurd așa. Nu ne-am întâlnit zeci de ani și acum, dintr-o dată, hop, ne întâlnim întâmplător. Cum deci, se face? Deci cum se întâmplă? Deci când te-am văzut prima dată pe net, așa, dintr-o dată, inima mea a făcut pac, 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 pac. Și am întinerit cu 10 ani. Da, asta e foarte bine, dar... Tu ești de vină, între ghilimele. Sergiu, nu te supăra, nu știu, noi nu... Cred că trebuie să ne mai întâlnim. Eu n-am, știi ce, nu știu, mi se pare că nu avem nicio compatibilitate, hai sincer. Hai să-ți propun ceva. Pierdem timpul. Măcar nu. O cină. Uite, te rog eu, o cină. Nu, mergem nu, într-o nu, seară, nu, stăm nu, de nu, vorbă. Nu. E prea frumoasă fața asta. Și chiar de una ca ea am nevoie. Gata, uite, e gata mașina, trebuie să plec. Să rămână, doamne, gata. Ah, ok. Stai că să plătești, plătești. Cum să plătești tu? Nu contează. Stai liniștit. Mulțumesc frumos. Cu uite, e gata. Mașina, eu trebuie să plec. Bă, lasă-mă măcar o îmbrățișare. Măi, Sergiu, mă sperii pe cuvântul meu. Măcar o îmbrățișare. Pe cuvântul meu ești foarte insistent. Nu știu ce se întâmplă cu tine. Dacă îmi place așa de mult. Nu, dar mă sperii pe cuvânt acum. Lasă-mă că mă grăbesc. Serios, lasă-mă. Doar o îmbrățișare. Ne mai auzim, vorbim, lasă. Deja încep să cred că omul ăsta a făcut o obsesie pentru mine. Mi-e și frică de el. Dacă data viitoare vine peste mine în casă. Și încă o chestie, Sergiu, vezi cum faci, totuși să nu se mai întâmple treaba asta, că totul deja bate la ochi, serios totul acum. Totul e întâmplare, e întâmplare, hai acum, că mă sperii pe cuvântul meu, hai lasă-mă, că am treabă. Umorul involuntar care răzbate din discuția celor doi ne bine dispune, dar pentru Gina lucrurile stau altfel. Situația începe să devină neplăcută și îngrijorătoare. Alo! Alo! Bună, Adriana! Bună, draga mea! Ce faci? Ce să fac? Nu fac prea bine. Am o rugăminte la tine, de asta te-am sunat. Te rog! Poți să vii să dormi cu mine? Te rog mult de tot, că mi-e frică pentru viața mea. Sergiu ăla este un obsedat. Mă urmărește, mă urmărește tot timpul. Lasă-mă, nu contează, și mai bine, uite, ia-l și pe frate, tu, nu știu, veniți la mine, stăm împreună, nu contează, important e să nu stau singură, că mi-e frică de mort, da, mi-e frică de mort, da, uite-te și tu, m-am băgat în sperieți, hai, vă aștept, da? Bine, hai, așa, hai că luăm și o sticlă de vin, ca să ne relaxăm super, și venim, super, bine, bine, mersi mult, mersi, pa. Am invitat-o pe Adriana și pe Eugen pe la mine ca să reușesc să mă destind și eu puțin. Ca să scap de obsedatul ăla de Sergiu. Sare în ajutorul Ginei, ca de obicei, efervescenta prietena Adriana, de data aceasta alături de fratele ei pe care abia așteptam să-l cunoaștem. Unde ce mare e! Mă, dacă mă uit așa bine la voi, voi vă cam potriviți! Zăza că nu. Sincer, da, mai ales așa când i-ai dat, măi, ce grijă ai tu de ea.
Ei, ne-am răsfățat și noi un pic. Bravo! Să știi că, să știți că îmi dați de gândit. Noroc. Noroc? Uai! Mm? Ce zici? Să fie cu noroc. Am dreptate? Eu știu, dacă vizita. Zici tu, bă, știi tu ceva. Mă, nu știu, dar vă văd așa un pic... Nu mi-ar displăcea chestia asta, știi? Așa... Chiar dacă e cam periculos. E cam periculos. E periculos, nu? Da, e că el e... Doar se știe, nu? Adriano. De e ce puțin cam surat. Ce să facem? Asta e. Însă, așa ca și cuplu, chiar vă văd... Uite, dar uite că mă uit așa mai bine de aici, așa la amândoi să vă studiez. Mă, ce nu unde ai fost tu acum 22 de ani? Doamne, ce frumos e să n-ai griji, să ai un bărbat așa ca Eugen lângă tine. Dar ce să fac? Asta este, toți bărbații buni sunt luați. Ar fi făcut un cuplu pe cinste cei doi. Dar ce să-i faci? Asta e viața. Și zi tu, măi, Adriana, că îl cunoști foarte bine pe frate tu. M-ai vedea pe mine cu un bărbat așa loial? Păi și ce are, de ce să nu te văd? E ok, nu? Ia uite-l. Eu zic că da, ce are? Are ceva ce nu... E, are el o mică problemă. E, bine, acum toți au câte o mică problemă. Bași tu mâna în foc? E, mâna în foc nu te-a sfătui că s-ar putea să te cam arzi. Sunt obișnuită cu... Bă, da, cu arsuri? Cu expresiile astea. Ui de câte ori o văd pe Gina, mi s-a prins căicăire după ea. Eu cred că mai bine o evit ca să nu isc probleme. Cu Gina n-ai cum să înșeri. Uite-te la ea. Păi da, mă uit. Sunt perfectă. Perfecțiunea întruchipată. Sunt de acord? Dumnezeu până înapoi. Sunt de acord? Băi, frumoasă gospodină. Mai văzut ce curățenie era când am venit la ea? Lună, nu găseai o scamă, mă! Bă, o scamă, dacă iei lupa și te uiți! Bă, știi de ce? Ce vorbești, mă? Bă, la noi zici că au venit mascații, frate, azi dimineață, pe bune și cu... Scuză-ne, se vede că am venit noi. Se vede că am venit. De data asta ți-am cantat de furtă, dar lasă că prea e mereu la tine curățenie. Păi, da, era cum mai fie și odată așa, că tu ai o problemă cu chestia asta, că e prea curat, că e prea nu știu cum. Da, luați servici, simțiți-vă bine, nu-i problema. Hai, să nu mai deviem de la subiect, lasă-l pe Eugen să spună ce spunea, că parcă spunea bine ce spunea. Îți place, deci. Ia zi tu, Eugenică. Băi, Genuță, unde erai tu acum 22 de ani? Păi unde eram eu acum, Adriano, 22 de ani? De ce nu mi-ai făcut cunoștință cu frate tu? Eram mult mai tineri. Păi eu de ce nu v-am făcut cunoștință? Păi voi vă cunoșteați, dar dacă fiecare a luat-o pe drumul lui, eu ce-ți văd dacă s-a însurat? Ce zi, treaba lui? Păi, asta e. A fost grăbit. Ce, mă? Azi, mă, că nu e nicio așa grabă, a fost, mă. Să fie, așa a fost să fie, n-am ce să-i fac. Da, dacă ar fi fost vremuri de-alea, așa, sau situația în care să fie avut și el mai multe neveste, cred că era mai fericit. E frumos când ai peste un bărbat care să te facă să râzi, așa cum face Eugen. Sinceră să fiu, Eugen chiar ar ști să o facă fericită pe Gina. Chiar dacă el e însurat și are și doi copii acasă. Bă, nu știu, bă, uite, să fi dat și ăștia, mă, o rege, să poți să ai două neveste, frate. Două neveste, se rezolva tot. Păi și crezi că ți-ar ajunge când ai două, vrei trei după aia și tot așa? Bă, dar chiar așa mă crezi, două? Da, și te-ai mai fi dus tu acasă la cealaltă, dacă aveai aici patul cald, mâncărica gustoasă. Stai cu minte că nu cred că era loc de două. Draga mea, cred că în fiecare dimineață eram cu câte un câine imperial. Băi, nebunit! Mamă, dar unde știi fata că îmi plac câinii imperial? Păi, dar știe ce știu eu. De unde știi, măi, chiar? De unde știi? Păi, ei, acum, Ana! Bine că știe, important e că știe, nu trebuie să știe altceva. Am și un frer, așa. M-am uitat un pic la ea și mi-am dat seama. Că nu poate să-i prag ceva, nu știu, gen garoafe, să zic. E, dar ce prea banal, are dreptate. Alea nu sunt pentru... Are dreptate. Nu sunt pentru curtat fete. Băi, nu știu, nu mă bag, asta e treaba voastră. Apropo de reconfigurare. A, da, chiar, este fateș. Băi, știi că mi-ați dat idee bună? Ia să vezi tu aici ce dau, reconfigurare traseu. Ce reconfigurare, ce, pe pentru cine? Stai că nu înțeleg. Reconfigurare traseu, Gina. Termină tema, că mă enervez. Ia vezi. Hai că voi chiar ați luat-o acum în serios, a? Ia, hai. Păi ce, nu vorbeam în serios? Anor, ai zis că îți mai pui un pic de minte. Mai în glumă, mai în serios? Dar ce am spus Ginei e cam adevărat. Mi-aș dori ca Gina să fie cumnata mea cu acte în regulă. Dar
ea nu prea este genul care să strice o căsnicie. Bă, eu vă spun sincer, acum nu că am băut două pahare. Bă, dar dacă în viața asta mi-aș încerca nevasta, așa? Da, cu Gina aș face. Wow, Ginuța! Ia mai dă tu o reconfigurare cu Ginuța, la traseul drăguța. Ăla, că eu nu mă încurc cu bărbații însurați, auzi? Știi ceva? Ia vezi, vezi cum faci alegerea. Eu am spus, adică dacă ai fi necăsătorit, vrei să spui. Asta e altceva. Bă, asta știi cum, astăzi e, mâine nu e. Hai de unde să știi. Mie că până la urmă te bate Ginuța. Aici nu mă bag. Aici nu mă bag. Cred că da. E treaba ta. Adevărul este că am încercat să văd dacă am o șansă la ea. Dar mi-a tăiat-o clar. Nu umbră cu bărbații însurați. Eugen, fratele Adrianei, o place pe Gina, care răspunde provocării. Cum era de așteptat, cei doi au parte de câteva nopți fierbinți. Bună dimineața, prințesă! Dimineața, bună dimineața! Ce faci? Uite ce am făcut eu aici. O cafeluță, ca să ne trezim. Să ne trezim? Hai, ia un loc acolo. Să-ți fac cafeaua, adică să-ți bei cafeaua. Stai că nici nu mai știu ce vorbesc. Cam mai terminat. Eugen m-a făcut să mă îndrăgostesc de el, dar asta este o dragoste interzisă. Și asta nu o să ne facă bine deloc. Copiii mei sunt mari, nevasta cu tabietul ei, iar eu cu noua mea pasiune, Gina. Mai ținut rază trei nopți. Am o față, zici că m-a călcat trenul. Ciu-ciu! O țardă de glume. Dacă zici că ai... Pe bune acum! Păi pe bune! Păi... N-am putut să închid un ochi trei nopți. Hai să bem cafeaua și... Și spare rău? Sau poate mai bine bei apă, nu știu, că... Păi da, dar cafeaua mă țin, păi uite, vezi? Uite, de asta. De asta n-ai putut să închizi niciunul. Pentru că, mă, uite, cafeaua, mă, mă ține treaz. Păi te stau par cu apă mai bine dacă îți face rău cafeaua și te ține treaz. Apa, pe urmă, nu știu, mă duce la somn. Auzi, dar tu când pleci? Ci, da, e tare asta, știi? Așa, direct, când plecă? Păi da, mai vine omul, dar mai și pleacă, gata, gluma, gluma. Păi fii atent. Adică nici nu știu cum s-o iau, că dacă află nevastă ta sau soară ta, mă omoară astea. Bă, poate vă că cam place aici, nu-și mai pleca. Te-ai cam obișnuit, asta zic și eu. Poate că plec, deocamdată. De asta nu înseamnă că agăți ghetele în cui. Mai vin, mai plec, mai vin. Asta e viața. Îmi place Eugen, e bărbatul perfect pentru mine, dar... Nu pot trăi cu gândul că aș distruge o familie. Nu cred că m-aș mai putea uita în ochii Adrianei. Acum, serios, e cazul să ne oprim. Zici tu? Păi da, gata, ce înseamnă asta? Păi te așteaptă nevastă ta acasă. Nu, dar știi acum, nu știu, am greșit, m-a luat valul. Adică recunosc ce... Asta e! Dar nu e bine. Știi că eu nu mă încurc cu bărbați însurați. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine, dar asta este. S-a întâmplat, s-a întâmplat. Da, eu zic că trebuie să-ți vezi de drum. Să te duci acasă. Ce serioasă e! Păi, devine serioasă situația, să știi. Da, iubire, ca și relația noastră de altfel. Eu joacă că nu mă bufniște râsul. Bine, dacă m-ai și asculta. Bă, ce spui? Ziceam că devine serioasă. E adevărul că încep să-mi cam place așa. Da, 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 să știi că devine serioasă situația. Uite, iar primesc mesaje de la obsedatul ăsta. E unul care mă sâcâie într-una. Ce să fac cu ăsta? Că mă și sperie. Păi, dacă vrei să scap de el, nu știu, dă-i bloc. Că nu pot să-l omori acum. Păi am dat. Asta e ideea, că i-am dat bloc și și-a schimbat numărul de telefon și uite, iar a început. Deci mă sperie omulețul ăsta. Nu știu, mă, trebuie să... Acum, pe bune, trebuie să știu niște mișcări de autoapărare sau, uite, un, chiar și un dă-la, frate, cu săraii acolo, în geantă. Da? Un spray dintre la parizant. Pe bune, glumești? Bă,
dacă e vorba de ăla care mi l-a arătat, într-un pământ... Da, ăla. Într-un pământ la pământ. Dacă vei, ți-l rezolvi eu. N-ai treabă. Dacă tot te bâriești, te zăpăcești într-una, lasă-l pe mână. Nu știu care e soluția, dar deja devine agasant. În fine, asta e discuția care mă consumă pe mine cel mai mult. Dar hai, zim, când pleci, că gata, uite, trece și ziua de azi. Ne apucăm și noi de ale noastre. Du-te și tu la tine acasă. Ah, păi hai să ne apucăm de ale noastre. Pe bune, glumești acum. Hai, știu că ești amuzant, dar... Hai să fim și serioși un pic. Gina mi-a dat viața peste cap. Și mă face să regret că m-am însurat cu Cătălina acum 20 de ani. Nu vreau să-l trimit pe Eugen acasă, dar cu cât sunt mai mult aici, cu atât îmi este mai greu să-l las să plece. Auzi? Știi ceva? Un dormitor cu tine, fetiță! Hai, Eugen! Vezi că mă scap! Ei! Nu te scap! Trecând peste cele întâmplate, Gina decide ca pe viitor să-și vadă doar de viața ei, fără să creeze complicații. Însă complicațiile vin din altă parte. Nu vreau să par un bătrân obsedat. Sunt doar un bătrân îndrăgostit. M-am nenorocit. Nu o să mai am liniște cu nebunul ăsta. A aflat unde stau. N-a fost nimic între noi să zici că i-am sucit eu mințile sau că i-aș fi dat vreo speranță. Nu poate să comporte așa doar de la o simplă ieșire în oraș. Eugen, bună? Scuză-mă că te deranjez la ora asta, te rog, dar nu aveam pe cine să sun. Ce faci? Bă, nu-i niciun problemă. Dar ce? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva? Păi, da, s-a întâmplat. Nu sunt bine deloc. Păi m-au urmărit. Ce te-a urmărit? Ăla mic? Ăla mic, da, obsedat, m-a nebunit de cap, m-a... Aoleu, ce mi-e frică, mor de frică, nu mai pot, îmi tremură mâinile. Până la scară aici m-a urmărit. E jos la scară, e jos la bloc. Băi, tu vorbise... Alu, că vin acum, fii atent, bagază-te ceva ușa, fă-mi cuptere, nu știu, ia ceva cu care să poți lovi. Ferească Dumnezeu unde s-a ajuns cu tâmpenia asta, zici că sunt femeia fatală și nu mai poate ăla după mine. Hai, vino tu încoace mai bine, vino tu. Păi, vino, fii atent. Haide, că mi-e frică de mort. Hai, așteptăm că vin acum. Hai, fă ce te-am zis eu și o să fie bine, o să vezi. Bine, haide că te aștept, că am încuiat ușa, dar ce să fac eu? Haide. Hai, te aștept, da? Hai. Bine. Vine acum, hai. Bine, hai. Hai, să ne vedem. Hai, pa. În viața personală a Ginei se creează un nou comic de situație. Gina, speriată, apelează la Eugen pentru a-l îndepărta pe Sergiu cel bătrân, care nu vrea nici în ruptul capului să renunțe la femeia visurilor lui. Bă, ce-i cu tine, mă, aici? Ia, vino-mă încoace. Nu, ce-i cu tine aici, mă? Bă, am venit la Gina, mă. Nu, ce-i cu tine? Am venit la Gina, mă. Ce-i cu asta, mă? Am venit la ce Gina, mă, asta, mă? Gina! Bă! Cine e asta, mă? Gina! Bă, asta e, redai un măta să le pună pe mormânt, ai înțeles? Te calc în... Mâncați-i cu mine. Bă, eu n-am venit la Gina, mă, n-am venit la tine, mă. Cine ești? Hai, Gina, mă, vezi vreo Gina pe aici? Gina! Unde ești, mă, Gina? Ce-i Gina, mă? Ce-i Gina? Am crezut că îi fac o surpriză plăcută, dar de unde? Am văzut moartea cu ochii. E fără la ureche să scap de un hodoroc asta. O să-i bag eu mințire în cap. Bă, e prietena mea, ce Gina, mă! Ce-i prietena ta, mă? Bă, tu te dai la femeia mea? Zii, mă! Nu mă dau, mă, la nimeni, mă! Cum, mă, nu te dai? Nu mă dau, mă, la nimeni, mă! Cum nu te dai, mă, nu mă dau, mă, la nimeni! Nu mă dau, mă, la nimeni! Bă! Bă, lasă-mă! Bă, lasă-mă, mă, în pace, mă, că eu n-am venit la tine, am venit la Gina, mă! Bă, dacă te mai prind pe aici, bă, dacă te mai dai la femeia, te mănânc, mă! Se pare că Gina nu e așa cum am crezut. E femeie măritată și umblă și după alții. Eu sunt sigur că după discuția asta, domnul Sergiu, o, mă, să mai calce pe aici. Își bagă mințile în cap. Ești, mă! Gata, mă, plec! Gata, mă, plec! Gata, plec! Bă, dacă te mai prind pe aici, în picioare, mă! Speriat și alungat de la ușă, bătrânul Sergiu, cu un gust amar, nu pare să mai fie interesat de Gina, care de acum își poate vedea de bunul firesc al lucrurilor din viața ei, care include și vizita fiicei ei, Iris. Vă mulțumesc pentru cadou încă o dată.
Și totuși, nu mi-ați spus cum v-ați cuplat voi doi? Păi, el mi-a dat mesaj pe net și a zis că vrea să ne vedem, dar i-am spus că eu nu sunt în țară și va trebui să aștepte o lună de zile. Cu Andy am vorbit și eu de câteva ori pe net, până a început să-mi ceară poze dezbrăcată și bineînțeles că mi-a trimis câteva poze de ochiate și cu el. Da, ce să vezi, peste câteva zile a apărut în Londra și am zis că e vreo glumă de-a lui sau ceva de genul, că am zis, wait, what, ce se întâmplă? Și da? Chiar m-am întâlnit cu el și chiar a venit. Inițial am crezut că glumește, dar... Păi și tu cum ai putut să faci mișcarea asta așa, după o zi pe alta? Ți-ai lăsat serviciu? Cum ai... Știți că în general nu fac lucruri din astea, dar așa am simțit atunci. Înseamnă că mă iubește. Mă rog, nu așa de repede, dar zic așa că s-a... V-ați cunoscut pe Nes. N-avea cum să te iubească din prima zi, dar mișcarea a recunosc că a fost bună, adică... Mă gândesc, merge așa la fetele din ziua de azi? Nu știu, eu am făcut doar ce am simțit. Cum să-i spun lui Iris fără să o rănesc că Andy este doar un profitor? Sper să își deschidă ochii și să constate singură lucrul ăsta. După ce pleacă zgaiba asta mică înapoi în Anglia, o să mă ocup de măsa. Da, măi, mamă, și chiar așa, îmi făceam și eu speranțe că o să ieșim în patru. Ai găsit și tu pe cineva? Ai vreo relație sau ceva? Hai că nu, lasă, nu. Nu știu dacă să o iau ca și glumă sau să râs sau să plâng. Nu e cazul că nu am pe nimeni. Dar o femeie așa frumoasă ca tine să nu-și găsească pe nimeni. Măi, Andy, nu ai și tu un prieten ceva cu, nu știu, tot așa ca tine, muncitor, Iris, frumos? Ce? Bine, fie, nu mă mai bag. Asta e treaba ta. Dacă vrei să rămâi singură toată viața, rămâi. Ei, lasă, nu-ți faci tu griji pentru asta, că nu o să rămân eu singură. Aici mă ocup eu. Voiam să te întreb dacă poți să ne lași nouă niște chei, pentru că știi care e treaba. Nu vrem să te batem tot timpul la cap când intrăm, să sunăm la interfon, să vii, să răspunzi la interfon, să așa că poate mai ieșim și noi. Adică sigur o să ieșim, că vreau să mă mai întâlnesc și cu ceva prieteni. Da, cred că e idee bună. Stai că, oricum, sunt astea care le țin de obicei de rezervă. Au fost ale tale, știi, când ai plecat, ai zis că nu are rost să le iei după tine. Avem și de interfon, foarte bine. Ca să aveți și voi să intrați când vreți. Mulțumim frumos. Iubire, ține tu cheile astea, că știi că sunt împrăștiată și zăpăcită și sigur le pierd și... Nici o problemă, stai liniștită. Așa, mersi. Cum să pui tu lupul paznic la oi, mi-a dat cheile. Cum să fiu eu prost să nu-i fac o copie? Hai să ciocnim și noi, pentru că suntem bine sănătoși și ne-am întâlnit. Mă bucur că v-am cunoscut. Și eu. Și mă bucur și sper să vă înțelegeți. A, păi nu, voi trebuie să vă înțelegeți, nu păi noi. Păi da, mamă, dar și voi doi trebuie să vă înțelegeți, că n-aș niște, poate o să mergem mai departe cu relația asta. Eu zic să nu vă grăbiți, o luați așa ușor, ușor. Se pare că Andy și-a schimbat tehnica, dar și targetul. Mie îmi spunea că nu se încurcă cu puștoaice, că lui plac femeile mature, că puștoaicele nu fac treabă bună. Hai că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. La cât de disperată pare maică sa, sigur că de ușor l-a șternut. Când credeam că lucrurile și-au reintrat în normal, se creează o nouă situație delicată. Iris este îndrăgostită și într-o relație cu un anume Andy, care nu este deloc necunoscut Ginei, ba dimpotrivă. Ba, iubirea mea, o să-mi fie foarte dor de tine. Și ești sigur că o să-ți fie dor de mine? Foarte mult, foarte mult, foarte mult. Păi, na, bine, acestea fiind spuse, trebuie să plec. Știu, da. Hai, Iris, da. E târziu, să nu pierdem zborul. Hai că vă vedeți curând. Și tu, Andy, ce faci? Nu strâng ce am de strâns și am cheie, închid și... Ok, bine. Da, foarte bine. Corect, hai. Bine. Zbor plăcut. Mersi, pa! Sper că nu întâmpi nicio problemă cu ea, la totul în regulă, da? Bine, pa, pa! Hai, Iris! Acum că l-am cunoscut pe Andy, nu suntem siguri la ce ne putem aștepta, mai ales că acesta este un profitor pus pe cucerit femei frumoase, indiferent de vârstă. Iris,
Să știi că vreau să spun ceva. Ce? Andy, în legătură cu Andy. Ce-i cu el? Ce s-a întâmplat? Dacă iar încep să-mi spui să nu mai fiu cu el și că e prea mare pentru mine, chiar nu vreau să aud, mamă, și te rog frumos să nu mă enervez că eu am avion. Acum vreau să plec înapoi la Londra. Nu, nu e vorba despre diferența de vârstă sau ceva, dar să știi că eu îl știu pe Andy. Eu tot nu cred ce spune mama despre Andy. Este pur și simplu invidioasă pe mine și de asta face așa. Nu știu ce să fac și cum să fac să-i deschid ochii. Fiica mea e oarbă. Am pachetat-o ăsta, e îndrăgostită lulea. Îl știu dinainte să-l faci tu cunoștință cu el. Cum adică? De unde îl știi? M-ai mințit? Păi nu te-am mințit. Ba da, m-ai mințit. Păi da, nici nu mă las să spun nimic, pentru că am încercat așa printre rânduri să-ți sugerez că nu e chiar ce trebuie. Adică? Spune. Eu, mă rog, l-am cunoscut pe un site din ăsta de dating. Poftim? L-ai cunoscut pe un site de dating și nu mi-ai spus până acum? Păi dacă nu mă las să spun, bine, fetiță, spune, nu mă las să spun nimic. Păi spune, păi am tot încercat. Păi hai, mamă, spune acum. Păi... Și v-ați dat întâlnire, ați stat împreună? Nu, nu ne-am întâlnit absolut deloc, nu, doar da, am vorbit. Ce? Pentru vorbit? Că mi-am dat seama ce fel de om este. A, ce fel de deci om el, e? El nu mă știe pe mine, dar eu îl știu pe el, el este, deci nu mă înșel. Am făcut-o, a trebuit să o fac, chiar dacă a trebuit să-i mărturisesc că mi-am căutat dragostea pe internet și că m-am frit de câteva ori. Sunt sigură că asta este doar altă criză existențială a mamei mele. Nu suportă să vadă pe altcineva fericit. Ce-ai vorbit cu el? Ce ți-a trimis poze dezbrăcat sau ce-a vorbit? Da, exact. Nu cred. Ba da. Nu cred. O să ți confirme și Eugen că am făcut un cont din ăsta fals și m-a ajutat un prieten, da, Eugen. Și am acolo toată conversația. O să te convin și tu și poate să confirme și Eugen. Adică n-am avut niciun alt interes. Hai, mamă, știi ce? Știi ce? Hai că trebuie să... Ce? Ce-ai pierdut? Așa. Stai așa, că nu cred că mi-am luat actele. Bă, nu mi-am luat pașaportul și mă mai și enervezi acum și nici nu mai vreau să stau în prezența ta, te rog eu frumos. Lasă-mă, vreau să merg sus repede. Mai Iris, pe lângă faptul că... Băi, stai un pic. Eu vreau să-ți fiu și mamă și prietenă și tu chiar nu vrei să mă asculți? Pierzi avionul, lasă-mă, hai să căutăm actele. Cu fata asta văd că nu o scot la capăt. Ca să înțeleagă, trebuie neapărat că ea să se dea singură cu capul de pereți. Ce faci aici așa? Ce faci aici așa? Ați plănuit asta? Voi doi ați plănuit-o, nu? Cum adică să plănuim noi doi? Iris, la ce te gândești? Păi, ce faci mă aici? Dar nu, băi, ce faci aici? Pe bune! Păi n-ai spus că strângi lucrurile și că pleci? Da, dar m-a luat-o buseala. L-a luat-o. Nu, nu, mamă, că nu rămâne asta, așa ia spune tu. Sunteți pe felii, așa? Eu, eu ți-am spus să n-ai încredere și să fii precaută, că eu l-am milosit pe desu, că nu e regulă. Nu cred așa ceva niciodată. Spune ce faci, că... Bag mâna în tine acum! Zi ce faci aici așa! Singurătatea vârstei a doua în combinație cu site-uri de întâlniri o pun pe Gina în situații comice, doar că de data asta este implicată și fiica ei, Iris, care tinde să creadă că mama ei are o aventură cu Andy. Ia zi, mama, a fost ok să stai cu iubitul meu? Ți-a plăcut? Ți-a plăcut să mă faci pe la spate, să stai cu Andy? Ca fără... Ce? Eu am crezut că noi am ajuns la o concluzie amândouă. Nu am ajuns, mamă, la nicio concluzie. La absolut nicio... De ce, Iris, că ți-am explicat foarte clar, ți-am arătat și îți demonstrez. Dar ție ți-a plăcut să-l găsești în casa mamei tale după ce, practic, tu erai plecată pe acest Andy? Bineînțeles că nu mi-a plăcut să-l găsesc în casă. Te-ai întrebat cum de a ajuns în casă? Nu știu ce să zic. Eu m-am gândit la chestia următoare. Adică eu am crezut că, și încă cred, că mama mea a vorbit cu Andy pe la spatele meu și că și-au creat ei o relație și că altfel de ce o aștepta în pat? El credea că eu m-am dus spre aeroport. Altfel, de ce o aștepta pe maică mea în pat? Păi da, maică, în chiloți. N-a încercat să-ți deschidă un pic ochii legat de acest Andy? Ce spuneam eu, Iris? Eu îți spuneam și tu m-ai rugat, mama, știi, te rog frumos să te porți frumos cu el, că dacă e cu mine. Și tu acum m-a acuz că eu l-am atras sau i-am făcut eu ceva, dar lui ai cerut vreo explicație. Bine, mă îndoiesc că ți-ar fi dat vreo explicație credibilă. Da,
Știți care e chestia? Eu m-am gândit că în momentul în care l-am văzut, în momentul în care era în pat, m-am gândit că voi ați complotat asta pe la spatele meu și că tu, mamă, îmi spuneai tot timpul că nu este bun pentru mine pentru că te-ai îndrăgostit de el. Doamne, dar cum poți să crezi așa ceva? Dacă ar fi fost adevărat, nu ar fi așteptat maică-ta măcar să te vadă fain frumos urcat în avion? Adică ce om ar fi riscat ceva de genul... Haide că gata, scurt, pe doi de cum am închis ușa, Andy, tu da, chiar, poți să... Chiar în felul ăsta poți să-mi gândești despre mine? Eu nu cred, nu-mi vine să cred. Dar nu ar fi avut timp să se întâlnească mai pe seară cu Andy? Nu știu. Chiar nu știu ce să mai cred. Chiar nu știu ce să mai cred, pentru că... Cum de a ajuns o persoană pe care tu o cunoști de mai puțin de o lună de zile să-ți druncine toată relația pe care tu ai cu maică-ta? Mie asta mi se pare cel puțin... Mama, de fiecare dată când l-a văzut aici, din prima dată, ea nu... Deci n-a vrut relația asta, a fost sceptică. Este clar că are ceva cu el, pentru că nu a fost de acord ca eu să fiu cu el. Și tu? Deci tu mă învinuiești pe mine de chestia asta, dar tu chiar nu vezi că nu deschizi ochii aia mari? Că ți-am spus într-una. Uite, hai, dacă mă, chiar lasă, nu mă crezi, uite, poftim, hai să-ți arăt. Hai să-ți arăt. Mă, că n-ai... Mă, haide, mă, faci uite, tu acolo... Uite contul ăsta. Uite, poftim, uite-te. Ia vezi, e vorba despre Andy, așa cum ți-am spus eu? What? Da. Ce părere ai? A zis că e singur. Păi nu știu, citește că... Nu știu, e cu tine, e cu maică ta, e singur. Cum e până la urmă, că nu mai înțeleg? Sau e cum îi convine? Cum ai putut să crezi că maică ta te-ar vrea pe tine nefericită? Adică tu crezi că maică-ta are nevoie de genul acesta de relație superficială și atât? De... Nu. Hai să eliberăm niște presiune, că s-a strâns acolo destul de multă sau cum? O asta crezi că are dânsa nevoie? De la viață? Te-am spus de la început părerea mea despre el. Dacă nu înțelege. Ideea a fost că m-am îndrăgostit de el foarte repede și... Știi că dubiosul ăla, și îmi cer scuze că folosesc termenul ăsta, a făcut o dublură după cheile de la apartament. Ah. Deci ar fi o idee bună să vă schimbați ialele de la ușă. Că nu puteți ști. Da, poate veniți odată de la serviciu bună, și da. Găsiți aici o mare petrecere. Sau casa goală. Sau cine știe ce. Ce fel de om normal face asta? O dublură după chei? Păi în pramatie. Da, Doamne, nu-mi vine să cred că... Când ți-am spus că el cu asta se ocupă. Ha, și ce Doamne, să mai... Uite-te până unde a mers. Adică să mă mai trezești și cu el în casă pe aici, peste mine. Deci eu am rămas mască, nu știu ce să mai zic. Adică... Gata. A zis că este singur și pozele astea... Asta te doare pe tine, asta te deranjează pe tine cel mai tare. Că a declarat el acolo, în mediul online, că este singur. Nu te interesează neapărat că maică-ta ți-a spus adevărul, că n-a avut nici în clin, nici în mânecă cu acest Andy, că l-ai găsit aici cum l-ai găsit. Asta te doare cel mai tare. Că el a declarat acolo că este singur. Wow. Faptul că el... Băi, eu vreau să știu ce se întâmplă aici, da? Vreau să știu ce ați făcut voi pe la spatele meu. Ai înțeles? Adriana, deci ce ai imediat, pățit? Imediat. Ce-am pățit? Lasă că spună ce-am pățit. Adică? Deci, mă, vă bate joc de mine? Adică? Vorbesc cu ea. Doamne, astăzi bate joc de mine, da? Ce deci ai pățit, Adriana? Ce păi, s-a întâmplat? Ce înseamnă asta? Lasă-mă în pace, nu pune mână. Și tu la fel. Sunteți amândoi... Nici nu vreau să zic. Cum? Complici. Complici sunteți. Amândoi. Ați făcut totul pe la spatele meu. Nu vă prefaceți că nu știți despre ce vorbesc. Clar. Draga mea, n-a vrut nimeni să se ajungă aici. Are de-a face cu Andy? Mă tem că nu. Mă tem ce că Andy, are drag? De a face cu Sergiu, nu cu Andy. Care Sergiu? Întreabă pe maică-ta. Băi, eu nu pot să cred așa ceva. Cine e Sergiu, mamă? Că n-are legătură nici cu Sergiu. Lasă-mă în pace că sunt supărată care pe amândoi și pe tine cu... și pe ea. Gata. Cu Eugen. Gata. Adică numai ce dumneavoastră nu știți? Ce să știu? Nu se poate așa ceva. Nu știți? Ce să știu? Ce să știi? Eugen a băgat actele de divorț? Ce ai făcut? Doamne, maica Domnului! Eugen, și eu de ce nu știu? Eu de ce nu știu? Pentru că avem să de ce nu știu? Păi asta vreau să te întreb eu pe tine, eu de ce nu știu? Nu mai știu de ce nu știu? Că tu i-ai băgat în urechi, cine știe ce e? Dar cum poți să vină așa ceva? Doamne, dar ce s-a întâmplat asta? Ce aveți toți? Asta vreau să știu! Păi cum, mă? Să se ajungă să bage divorț până aici? Explică-i
Adriana, ce se întâmplă? Adriana, de fapt, Adriana, și mie, că eu chiar nu înțeleg, m-ați luat prin surprindere. Nu, eu nu înțeleg nimic, deci vă rog eu frumos să spuneți ceva, că... Dă-mi voie să încep așa, iubita mea. Ce? Ce? Cum adică iubita mea? Și cine-i Sergiu? Că nu mi-ai spus cine-i Sergiu. Nu ți-am spus cine-i Sergiu? E obsedatul ăla de care ți-am povestit că nu mă lasă în pace, că mănâncă usturoi, că ne-am întâlnit, că mă zăpăcește. Stai puțin, și n-are nicio legătură. Cunoaștem, eu sunt Eugen. Îmi pare bine să te cunoști. Da, el e fratele meu. Fratele. Ca să știi. Da. Eugen a ajutat-o pe mama ta să scape de Sergiu. Au, au, ok. Păi și aștept să-mi spui ceva. E, că... și, da, asta și am spus, iubita mea, pentru că într-adevăr, Gina, nu ți-am spus, pentru că a vrut să fie o surpriză. Nu am vrut cu trâmbițe și cu alte chestii de genul, ci la modul că, într-adevăr, am intentat actele de divorț. Chiar a fost o surpriză. Da? Big de surprise. Ce? De ce? Pentru că eu nu mă mai înțelegeam cu soția mea, Cătălina. Și atunci, pentru că te iubesc, da, ei, s-o iubesc, o să-ți povestem mai mult. Păi, înțelegi, stai puțin! Dalfine al capului. Nu e doar o iubire platonică, da? Adică oamenii ăștia se cunosc în sensul biblic al cuvântului. Deci tu, mamă, tatăl meu te-a înșelat și tu te-ai despărțit de el ca să ce? Ca să stai cu acest domn și să-i faci familia varză lui, nu? Păi m-am despărțit de el pentru că așa trebuia, pentru că el a plecat. Aici e altă discuție. Dar... Și da, îți dăm voie să intervii. Eugen, chiar mi-ai făcut o surpriză neplăcută. Adică nu știu cum să rezolvă lucrurile în situația asta. Adică vrei să spui că ea nu știe? Ea nu știe despre asta, da? Și tu, Adriana. De ce nu știe că tu ai băgat divorț? Păi nu știu, nu vezi că nu știu? Băi, vă bate joc de mine amândoi? Ce facem aici? Păi, dar lasă omul ăsta să vorbească, că oricum nu înțeleg nimic. Adriana și Iris, mama ta nu are nicio vină în legătură. Da, ea e Sfânta Maria. Exact, bine ai zis. Bravo. De data asta ai nimerit. Este puțin să ne înțelegem. Nu dumneavoastră erați cea care o sfătuiați pe buna dumneavoastră prietenă să iasă la agățat, să arate și ea un decolteu. Ba da, cum să nu? Normal că eu sunt. Pentru că vreau și eu să o văd cu cineva. Nu-i normal, e prietena mea, e ca sora mea. Da, nu cu cineva căsătorit. Și atunci când v-ați întâlnit cu toții, da? Dumneavoastră, cu fratele dumneavoastră și cu buna prietenă la un pahar de vin, de ce ați lăsat ca lucrurile să meargă atât de departe? Pentru că glumele de la un punct încolo erau destul de evidente, nu-i așa? Pentru că eu mă gândeam că poate n-o să fie nimic sau dacă o fi ceva, rămâne acolo fiecare pe drumul lui, dar nu să se ajungă la un divorț. Nu i-ați spus fratelui dumneavoastră că practic nu mai înghițiți pe cumnata dumneavoastră, că ați fi preferat o cumnată... Dar mi-a spus și mie. Cum Dar mi-ar plăcea foarte mult, cum să nu? Dar nu cum au procedat, pe la spatele meu. Păi și să aflu dintr-o dată el că vine și îmi spune că a băgat divorț. Nu se face așa ceva, domnule. Păi și de ce ar fi trebuit să vă înștiințeze pe dumneavoastră? Nu înțelegeți că eu am căzut aici la mijloc. Deci toți în capul meu, că din cauza mea s-a întâmplat. Eu le-am făcut cunoștință, că eu i-am... Așa. Deci e normal adică că... în familia dumneavoastră sunteți arătată cu degetul. Da. Bun, măcar am înțeles. Și până la urmă ce v-ați gândit voi? Haideți toți pe capul meu, până la urmă. E o farsă asta puțin, sau nu știu? Cum adică haideți toți ce pe capul meu? Să fie, mă, mamă, ce farsă să fie, că tu ți-ai făcut asta cu mâna ta! Dar nu, eu vreau să știu până la urmă tu ce faceți. Bagi joc de toată lumea, de noi toți? Adriana, adică tu bagi joc de ce toți? Mă e așa? Andy, Eugen, ăla, alo, ce faci aici, dragă? Alo, mai... Cine-i prietena aia bună care spunea, ai, fata, scrie și lui ăla, Păi, da, eu, eu, dar nu mă așteptam să se ajungă aici. Nu mă așteptam să se ajungă. Și tu, tântălăule, să te apuci să faci și divorț pentru cine? Doamne, iartă-mă, te rog frumos. Pentru cine? Ce vrei să spui? Lasă-mă, te rog frumos, vino cu acea. Hai cu mine. Vino că vreau să am o conversație cu tine. Acum te rog eu frumos, vino să nu mă superi. Da, chiar te rog, foarte bine. Hai. Da, ia poate mai amintești de căci, te rog frumos. Păi da. Hai că... Adică aș vrea să ne înțelegem. Între Gina și Andy nu s-a întâmplat nimic. Aici este o altă discuție, o altă confuzie cu Iris. Dar s-ar putea la un moment dat să vă treziți cu el. Bine, mersi, când vă este lumea mai dragă. Eu aș fi vrut măcar fiind prietena ta să-mi spui. Asta mă așteptam, să fie spus și mie anumite chestii. Că eu te-am tratat tot timpul ca pe sora mea, da? Nu era normal să mă tratezi da, și tu la fel? Da, ai dreptate, dar crede-mă și pe mine că a fost o situație scăpată de sub control. Băi, omule, dar tu gândești ce faci? Tu te gândești puțin la copiii ăia?
Tu te gândești puțin cât de mult o să sufere? Așa, și acum ce vrei să fac? Taie, mă omoară, mă, ce pot să mai fac? Faptul e consumat. S-a întâmplat și cu asta, basta. O să o faci fericită pe mama? Îmi promiți asta? Yes. Hai să-mi las să mint. Îți promit că voi face asta. Voi da toată ființa, nu să o fac fericită, să fie cea mai fericită. Păi bine, mă. Așa se face? Ce să se facă așa, mai Adriana? Ce-ai făcut tu? Dar ce-am făcut, fată? Cum te-ai comportat? M-am comportat, dar ai impresia că e ceva așa, am făcut ceva premeditat sau am făcut ceva special ca să te superi tu? Păi nu, nu, nu cred că ai făcut special, pe tine? Da. Băi, eu aș fi vrut măcar fiind prietena ta să-mi spui, asta mă așteptam, să fii spus și mie anumite chestii, că eu te-am tratat tot timpul ca pe sora mea, da? Nu era normal să mă tratezi, da, și tu la fel? Ai dreptate, dar crede-mă și pe mine că a fost o situație scăpată de sub control. Efectiv, unul la mână și doi la mână, scuză-mă, dar nu a depins numai de mine. Știu că n-a depins, dar ați complotat împotriva mea, amândoi, nu? Dar nu se pune problema că am complotat. Aia, lasă așa, lasă așa și... Nu e adevărat, bine, dar eu am considerat că o să spună frate tu, acum eu ce vrei și să și dacă fac? Nu mi-a zis el, de ce nu mi-ai spus tu? Deci amândoi v-ați spus de acord să nu știu nimic. Nu e frumos, mă, pe da, bune, nu e frumos. Pentru că am considerat că eu nu am luat nimic în serios, tu știi acum foarte bine, doar mi-ai fost alături și zi de zi aici în casă, da? Și tu ai fost cea care m-a încurajat tot timpul. Lasă, fată, ia-l, pă-la, pune-l, pă-la, întâlnește-te cu ăla. Și acum ce s-a întâmplat? Tu crezi că eu am vrut, tu știi concepția mea, că mie din start nu mi-a plăcut să mă combin cu bărbați căsătoriți și că ăsta a fost un criteriu pentru care nu l-aș fi ales. Dar ce vrei, dacă s-a întâmplat? Păi tocmai asta e, că eu te-am încurajat tot timpul să te duci cu toți ceilalți, ok, care nu aveau treabă cu mine, dar acum să te dai la... Și când ai venit aici cu frate tu ce ai zis, dar vă stăcam bine împreună. Și trecea mie prin cap că nu ești tu de acord cu asta, că așa ziceai că nu o suporți pe cumnată, eu dar știu că nu poți să o suferi. Că... Eu știu că așa e, dar atunci eram și noi la o distracție, eram fericiți, veseli și da, într-adevăr, dar eu n-am crezut că o să ajungeți până aici, mă. Pe mine nu mă deranjează faptul că te-ai dat la el. Dar păi mie chiar mi-a plăcut de tine ce ca și cumnată. Dar de ce nu e așa că m-am dat eu la el? Pe bune? V-ați dus împreună, ce ați făcut voi doi, dar mă deranjează faptul că ați ascuns și că ați ajuns atât de departe, mă! Păi pentru că n-am crezut nici eu că o să ajung așa de departe și mi s-a părut că dacă era o aventură, era și normal că nici n-are rost să mai știe cineva. Asta este, am greșit. Da, probabil că am greșit, că nu ți-am spus. Dar eu am considerat, păi frate, tu zicea, lasă că Adriana știe, lasă că îi spun eu, lasă că... Da, și m-am luat după el. Până la urmă m-am lăsat așa. Și ce să fac acum? Adică ăla-i frate meu, tu ești adică, prietena mea. Adică până la urmă mă așteptam să mă înțelegi, nu știu cum să spun. Că sunt prietena ta, da? Și până la urmă el e frate tu. Dar eu n-am zis nici o clipă că nu te înțeleg. Din contră te-am susținut mereu. M-a deranjat comportamentul, atât. Atât. Omul ăla a plecat și nu o să se mai întoarcă, sunt 100% sigură. N-aș băga mâna în foc. Da. Și tu, ca să înțeleg, deci tu te-ai supărat pe mama ta. Că păi, ai avut o idee sau ai... Da, așa am crezut. Așa am crezut la început, dar după mi-am dat seama că de fapt nu a fost așa și oamenii mai și greșesc. Adică m-am îndrăgostit ca fraiera. Așa. Și pentru că m-am îndrăgostit, na, acum sufăr. Și m-a enervat foarte tare mama pentru că îmi tot spunea tot timpul: nu mai sta cu el, nu mai face asta cu el. Nu i-a dat o șansă niciodată. Și mai apoi am înțeles de ce și nu i-a dat șansa. Și acum ai aflat asta. Că dânsul a divorțat după câți ani de căsnicie? Da, chiar 20 așa. Și câți ani de căsnicie? 22. A divorțat de soția dânsului pentru maică ta. Domnule Eugen are și doi copii. Sunt mari, sunt un pic mai mici decât tine. Băi, omule, dar tu gândești ce faci? Tu te gândești puțin la copiii ăia? Tu te gândești puțin cât de mult o să sufere? Tu ți-ai lăsat nevasta... Nu zic că ți-ai lăsat-o pentru una ca mama, pentru că mama este o femeie bună, da? Eu o iubesc pe maică-mea, cu toate că mă enervează uneori. Dar tu te gândești ce faci? Mama mea a suferit foarte mult după ce a plecat tatăl meu și a părăsit-o. Tu te gândești la copiii tăi și la
soția ta, oricât de mult te-ai fi îndepărtat de ea, tu te-ai gândit înainte să faci prostia asta? Așa, și acum ce vrei să fac? Taie, mă omoară, mă, ce pot să mai fac? Faptul e consumat, s-a întâmplat și cu asta basta. Repet, ai impresia că am fost eu chitită să îl iau pe... Și în afară de asta, nu știu, frate, dar l-am pus eu să divorțeze? Crezi că l-am obligat eu? Asta este decizia lui. Nu înțeleg de ce nu-l tragi pe el la răspundere pentru asta. Păi da, îl trag și pe el la răspundere, dar te trag și pe tine. Pentru că să spun de ce. El și-a lăsat soția, și-a lăsat copii, da? Și-a lăsat toată familia. Bun. Asta a fost decizia lui. Și eu nu l-am pus să fac și asta. Și ce? Toată lumea, restul celorlalți, au venit și s-au pus pe capul meu, mi-au sărit toți în cap, că din vina mea, că e prietena ta, că tu i-ai cuplat, că tu, uite așa, și acum eu am căzut în mijloc și eu nu știu ce să mai fac, eu am dat de belea. Pentru ce să cad eu rău în fața familiilor ăstora, în fața familiei mele, în fața familiei, pentru ce? Dar pentru ce? Da, ai dreptate. Nu. Păi aici nu, ai chiar dreptate, nu, deci chiar te înțeleg, îți dai seama că deci eu vin azi, că ești prietena asta. Mea. Ce vrei acum, așa dar mai fi prietene? Ba da, o să fim prietene, nu e vorba de prietenie, dar trebuie să mă scoți din treaba asta, nu știu cum faci, păi nu, nu știu, știu ce faceți, păi nu, nu știu dar cum faceți, și... dar hotărâți-vă și vedeți cum faceți ca să pe mine să mă eliminați. Pe mine nu mă interesează ce ați făcut voi, păi, da? Da, aici, că n-am venit eu să vă zic că ai în pat amândoi, aici, nu v-am băgat eu cu forța în pat. Aici responsabilitatea lui Eugen să îndrepte lucrurile, că el a luat deciziile astea, da? Copiii sunt mari, am reușit să le ofer tot până acum. De acum încolo sunt pe Barbaron. În altă ordine de idei. Tu nu trebuie să învinuiești pe mama ta. Dar de ce îți spun lucrul ăsta? Pentru că eu o iubesc pe mama ta. Și eu nu mai am timp și nu mai am chef de joacă. Da? Dacă nu a fost să fie cu soția mea, într-adevăr, încă o dată spun, mă pun în locul tău, îți dau dreptate, normal, că din ce e de 22 de ani și mai departe, e normal. E normal să fii supărată, e normal să... Dar acum, gata, mă opresc și vreau ca toată lumea să fie, mama ta să fie fericită, tu să fii fericită, nu poți spune alături de noi, că nu-ți impun lucrul ăsta. Că pe mama nu vreau să spun, bă, știi, eu vreau să-ți fiu tată. Nu vreau să vin cu abureri de genul ăsta de clasa a doua. Da? Doar încerc să spun, în primul rând, da, să nu o judeci pe mama ta. Da? Că nu este vinovată. Sigur că doamna Gina dorește să-și refacă viața alături de dumneavoastră? Doamna Gina este spărgătoare de case. Asta e. Ce ai de gând să faci cu băiatul ăsta? Ce ai de gând să faci cu Eugen? Adică ăsta și-a lăsat familia, și-a lăsat tot și acum tu ce faci? Vreau să știu care sunt intențiile tale. Pentru că nu poți să te joci cu sentimentele și cu viața unui om așa. Nu se poate, măi. Păi dar cum adică? Ce să zic eu, Adriana, ce intenție am? Nu știu, nu m-am gândit niciodată atât de departe. Serios acum, ce vrei să mă mări cu el sau cum? Păi da, normal, vreau să-ți asumi responsabilitatea, dragă. Păi el a luat decizia asta și acum eu, hai să-l pețesc, că mă duc repede cu el la altar, nu? Păi și ce vrei, mă, să faci după ce ai stricat căsnicia, lași cu ochii în soare și pleci? Sau cum? Până acum te plângeai că n-ai pe nimeni. Bă, acum da, când ți-ai găsit unul, te mai stricat și familia, da? Ce faci? Fugi? Da, lasă, fete, vezi că până la urmă tot cum zici tu o să fie, știi? Că tot mă zăpăceai tu, dar primul pe care îl găsești, ia-l și mărită-te, că nu mai... Să termina lumea, rămâneam așa... Păi și uite că așa ai făcut! Și ai făcut așa? Dar n-am făcut eu, fată, că nu le-am forțat. Băi, tu uite-te bine! Trebuie să înțelegi! Tu uite-te bine aici la mine, în ochii mei, fii atentă, dar fii atentă ce-ți spun. Deci dacă nu rezolv problema cu Eugen, da? Și nu faci în așa fel, ca să fiți împreună, să fiți fericiți. Și să terminați cu povestea asta, să fie cu happy end. Deci fii atent că o să ai mari probleme cu mine. Atât îți spun. Bă, mie prietenă, îmi place cum prietenă, sora mea, cum vrei tu, dar până aici. Gata. Cum vezi tu că e spărgătoare de case? Simplu. Dumneavoastră, da, sunteți căsătorit. Acum așa, divorțați. Ați stat cu mama mea în timp ce erați căsătorit și acum, datorită acestui lucru, sau din cauza, divorțați de nevasta dumneavoastră. Am înțeles tot ce mi-a spus, dar nu mi se pare normal ca o femeie care știe prin ce a trecut, adică a trecut prin același lucru prin care o să treacă și soția dumneavoastră acum, să facă același lucru. Nu mi se pare normal. Deci chestia asta cu înșelatul nu mi s-a părut normală niciodată în viața mea și am 21 de ani. Și n-aș face asta absolut niciodată în viața asta. Măi, niciodată să nu spui niciodată. Asta unul la mână. Corect. Pentru că corect nu și asta. Da. Exact ce și cum. Dar nici nu îmi forțați mâna acum. Nu-ți forțează nimeni mâna, dar dacă tot ești bine aici, păi rămâi aici, da?
Dacă tot ești cu o persoană care într-adevăr vă potrivi și vă înțelege și e totul bine. Da, mă. Trebuie să-l cunosc și eu mai bine, nu? Că până la urmă n-am avut timp să-l cunosc. Nu știu, faceți cum vreți, dar eu vreau să ieșiți din treaba asta cu mâinile curate, cum se zice. Pe tine te-ar fi mulțumit asta? Să vezi doi oameni care nu se mai suportă, care nu se mai iubesc, că stau unul lângă altul și mie voie. Doar așa? Te rog. Nu. Într-adevăr, nu m-ar fi mulțumit lucrul ăsta, adică n-aș fi vrut să o văd pe mama mea tristă și supărată tot timpul. Știi că divorțul este o afacere urâtă și într-un divorț cel mai mult vor suferi copiii, nu neapărat cei doi soți. Doar poate că uneori, poate că în situația în care se află Eugen, da? Copiii sunt suficient de mari, suficient de maturi cât să înțeleagă anumite lucruri, poate că uneori este mai bine să procedeze așa, pentru că la fel cum a spus și dânsul, timpul pe care îl avem după un 40 de ani devine extrem de prețios. Nu mai e loc de joacă, nu mai e loc de eroare, de greșeală, de jumătăți de măsură, de compromisuri. De ce să petreci alți 10-20 de ani alături de o persoană pe care nu o mai dorești, nu o mai vrei, nu o mai iubești, când poți la fel de bine să-ți vezi de viața ta? O să o faci fericită pe mama? Îmi promiți asta? Iris, hai să-mi las să mint. Îți promit că voi face asta. Îmi voi da toată silința să fac lucrul ăsta. Nu vreau să te aburesc acum, vorbe în vânt și o mie și una de chestii deșarte, că da, asta... Îmi voi da toată silința, nu să o fac fericită, să fie cea mai fericită. Bravo! Ai grijă ca așa să faci, da? Că dacă nu, o să ai de-a face cu mine. Și tu la fel, ai înțeles? E valabil și pentru tine. Da, să trăiți. Păi da, eu am vreun cuvânt de spus să toată treaba asta. Adică foarte bine că ați îngropat securea războiului. Trebuie să ajungem până la urmă, nu? La o înțelegere și suntem totuși prietene de o viață, nu? Dar, oricum, nu o voi ierta pentru că nu mi-a spus ceea ce se întâmplă. Eu mă așteptam ca de la prietena ca și sora mea eu să fiu prima căruia să-i se spună ceea ce s-a întâmplat. Însă, asta e. Da, da, da. Ai și tu dreptate acum, dar... Știi cum e. Ierți, dar nu uiți. Vrei tu mereu să fii aia care le știe absolut pe toate. Uite că... Uite că nici eu n-am știut chiar tot. Gina a apelat la întâlnirile de pe site-urile de dating, deși nu îi se potriveau acest gen de întâlniri în orb, ca să spun așa. De aici și surpriza neplăcută pe care o are la întâlnirea cu Sergiu. Devine o dezamăgire pentru ea, dar treptat și un potențial pericol. Obsesia bătrânului amorez este lamentabilă. Dovedește pe alocuri și un diagnostic prezumptiv. În schimb, Eugen este cel pentru care Gina ajunge să aibă o atracție și reciproca se dovedește valabilă. Faptul că cei doi au o aventură nu este etic, Eugen fiind însurat și având copii. Dar este de admirat că Gina nu concepe să-i destrame familia, Eugen fiind deja îndrăgostit de ea. În privința lui Iris, Gina nu ar fi putut niciodată să-și rănească fica și să devină imorală. A preferat să-i spună acestea adevărul despre ea, ca să o protejeze de un individ fără scrupule. Pe ce drum o va apuca Gina în viață, nu știm cu siguranță. Dar și-a învățat lecția. Cam am nevoie de niște bani, înțeleg? Și dacă te prinde, dă-mi pe Claudiu. Vezi în cine ai încredere și îți dai copiii la o parte pentru un om ca ăsta? Taci! Nu, că are dreptate, așa ai făcut de când a venit el în casă. Să fie următorii 50 mai frumoși decât 50 care au trecut. Mă aștepta să vii și tu și nimic. Păi n-am putut, ai dacă stau în casă cu diavolul. Dacă îi năsare ceva pe creier, un pisic, și să dă la ea. Ce să faci atunci? Știi ce sunt astea, da? Tu-ți bagi joc de mine. Nu-mi bagi joc de tine. Tu ești minoră și eu sunt mama ta! Te rog frumos, ia decizia corectă. Care e mama? Să-l dai afară din casă. În momentul ăsta îți faci bagajele și pleci, mă, Gianina, pleci din casa mea. Lasă-mă să-ți explic. Nu mai vreau să aud nimic. Destresează-te, haide! Bă, stai cu minte! De când ai venit în casa asta făcută de băiatul meu, te lăfăi aici! Nu să mai avem deloc libertate. Ce nu avem acum, ce nu o să o avem de acum încolo? Deci, păi, apoi a fost, mă...
ideea să... Atază, te uiți la volan! Și tu ce, aveai carnet? Ce faci, mă, tătuțule? Vezi că te-am băgat înapoi pe felie. Așa. Dar o să trebuiască să decartezi frumos, nu așa? Cere scuze și mulțumește-i că a venit și te-a salvat. Tu ne-ai dat cheile! Puțin, el ne-a dat cheile! Hai, Claudiu, spune!